Dacă vrem să ne uităm din perspectivă numerologică, transformăm cifrele, literele în cifre. Pentru că prima oară a fost cifra, să știți. Un pic mai simplu e că haina de pe noi e mai ușor să o schimbăm. Da? Bineînțeles că va avea un impact asupra noastră. Nu? În același timp, ei vor fi efectiv genial pe acele căsuțe. În diferite contexte, bineînțeles, nu toți. Unii pe anumite contexte, alții pe alte, alții poate deloc, alții mai mult, alții mai puțin. Dar tocmai de aia ne scot atât de mult din zona de confort. Că dacă noi, mecanismele noastre, na, marea majoritate, avem pe partea de vertical, avem ciclurile. Câte? Aici nu există un număr de cicluri limitat. Să ne înțelegem, da? Nu? Uite, am pus 10, 11, 12 și chiar am pus etc. Că unii au zis, nu, aici se termină după aia, nu mai mergem mai departe. Yes. Nu. Ce aici la data voastră de naștere. În cazul de față avem 25-a 5-a 1988. Da? 25-a 5-a 1989, am intrat în anul 2. 25-a 5-a și așa mai departe. Dar să știți, da? Adică ideea de 1 va fi și în ciclu 1, și în ciclu 2, și în ciclu 3, și în ciclu 4, dar în alt mod. 4-0 și tot așa până anul 2100, dacă vreți. Da? Practic de la 0 mă duc la 1, de la 1 mă duc la 5, de la 5 mă duc la 8, de la 8 mă duc la 2, de la 2 mă duc la 4, 52 de zile va fi în testul lui 7 și tot așa mai departe. Trebuie foarte multă atenție ca să nu se greșească. De aia vă recomand calendarul fizic și nu cel virtual. Pentru că efectiv poți să-ți notezi. Poți să numeri mult mai ușor. Bine, puteți și pe la virtual. Ce ne zice? Scara ne arată modul în care omul necesită să pășească pe drumul vieții pentru a fi împlinit și fericit. Vă amintiți că v-am zis încă din prima zi, da? Adică, noi avem atâtea, avem instrumentele care le avem, unele mai dezvoltate, altele necesită să muncim în viața asta la ele. Spirituală. Da? Bună starea spirituală va influența intelectul, într-un sens benefic sau, adică, pe plus sau pe minus. Depinde, ce ai sub treapta, da? Ce se întâmplă când avem două sau mai multe pe aceeași treaptă? Ultima treaptă de sus, bunăstarea și bogățiile, pe penultima carieră. Ce ziceți? Se vede sau nu se vede? E acolo pe treptele lui sau nu e? Acum am plinit sau fericit nu e? Uite, putem să facem distinție, să ne uităm la un om, să zicem, bă, uite, și-a atins ultima treaptă sau ultimile sau, da? Dar dacă este împlinit sau fericit, sau ambele până la urmă împlinit și fericit, să vedem și asta, dar acum sunt și persoane care chiar pot să disimuleze mai mult așa. Doar că va trebui să depășiți anumite, lucruri nerezolvate din copilărie sau din... Când există chestia asta de relație cuplu, de cuplu, prima oară asta o știți deja, dar trebuie să vă uitați, nu? Cum ați perceput, cum ați înțeles voi femeia, rolul de femeie, dacă sunteți femei, și rolul de bărbat dacă sunteți bărbați. El apare la 2, la 4, la 9, la 8 și la 6. Cum am zis? Uite așa, rezumat. El ce nu înțelege e? Punctul comun. Hai să începem cu punctul comun, da? Amândoi...